Emisiune sponsorizată de Arcadia, Spitale și Centre Medicale Iași. Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Pentru această ediție ne vom întoarce la temele din sănătate și asta pentru că vreau să abordăm un subiect nou, un subiect care abia acum cumva este pe piață, dacă pot spune așa. Discutăm despre tratamentul minim invaziv al fracturilor membrelor la copii cu invitatul meu, domnul dr. George Maftei, este medic specialist în ortopedie pediatrică. Că îi spun bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă onorează invitația dumneavoastră. Și pe noi ne onorează, mai ales că iată discutăm lucruri noi în domeniul medicinei, pentru că na, e clar că trebuie să fim puși la punct cu noutățile și să știm la ce putem apela în caz de urgență, nu? Asta e clar. Dar până să intrăm în subiectul acesta despre care tocmai am precizat, vreau să vă facem o scurtă prezentare, ca să știe și cei de acasă cine este George Maftei, medicul. Foarte pe scurt, mă numesc Maftei George Ionuț, sunt medic specialist în ortopedie pediatrică. Am lucrat, bineînțeles, inițial mi-am făcut rezidențiatul la stat aici în Iași și ulterior m-am orientat către o carieră în privat și am fost angajat la Spitalul Arcadia. Aici, na, având niște condiții poate mai bune, un confort de lucru și condiții și mai bune pentru pacienți, încerc să pun lucrurile pe roate, să zicem, să fac lucruri noi, să fac lucruri cât mai aproape de standardele europene, având și susținerea Arcadiei. Așa, e mare lucru să aveți sprijinul și a angajatorului, iată, și să vă doriți și dumneavoastră să faceți lucruri frumoase. De ce acest domeniu sau această specialitate? Sincer, mereu m-a atras încă din facultate lucru cu copiii. E poate mai ușor să lucrezi cu ei dintr-un anumit punct de vedere. E mai plăcut. Cred că e mai greu, că ei sunt mai greu de stăpânit la medic. Din punctul ăsta de vedere, este cumva, trebuie să ai într-adevăr o anumită inclinație spre acest lucru, că până la urmă trebuie să te joci cu ei, nu mai ești chiar acel medic sobru, serios, care discută cu părinții și le explică ce este de făcut, cumva trebuie să știi să-i abordezi, să comunici cu ei pe limba lor. Dar, ce să vă spun, este o specialitate totuși mai micuță, care se ocupă de traumatologia și ortopedia copiilor, dar a fost reînființată relativ de curând, deci aproximativ acum 7 ani a fost reînființată ca și ramură separată și chiar mi-a plăcut ideea asta de a lucra cu copiii și de a ajuta. Cumva e o ramură, chiar dacă pare așa, cumva un domeniu poate mai, nu știu, vast, e important, mai ales pentru copii, această ramură, pentru că, iată, sunt, cred că, destule cazuri care ajung la spital cu diverse traumatisme ortopedice, dacă e să ne referim la subiectul nostru. Fără îndoială, nu avem motive să ne plângem din lipsă de clienți. Asta, din păcate. De-aia și s-a decis despărțirea de către ortopedia de adulți, pentru că evident, pacientul pediatric, copilul, are o serie de caracteristici speciale care trebuie tratate cu anumit înclinație și cu anumită dedicație pentru a avea un rezultat cât mai bun. Clar, sunt diferențe mari față de ortopedia de adulți și de ortopedia de copii. De asemenea, nu putem nici să ne mai amestecăm, contopim cu chirurgia pediatrică. De aceea s-a încercat cumva separarea tuturor ramurilor pentru a fi specialiști dedicați acestei zone a tratamentelor. Bine, că per total, dacă stăm să ne gândim la o intervenție, cu siguranță intervine și chirurgul și anestezistul. E vorba de o echipă complexă care trebuie să fie prezentă la un... Noi, ca și ortopezi, avem și cazuri chirurgicale, dar chirurgia ortopedică nu
este aceea cu chirurgia pediatrică. Da? Adică sunt destul de puține cazuri totuși care implică colaborarea celor două discipline. Dar fiind pacienți copii, așa s-a obișnuit la noi și așa a fost înainte, chirurgia și ortopedia pediatrică să lucreze în aceeași clinică, să zicem. E bine că se acordă o atenție deosebită pentru cei mici și pentru acest domeniu. Ne oprim la discuția noastră din această ediție, iată, tratamentul minim invaziv al fracturilor membrelor la copii. Despre ce este vorba? De ce e un tratament revoluționar? Că practic așa îl privim. Practic nu este o noutate extraordinară privind lucrurile pe ansamblu la nivel mondial. Tehnica a fost descrisă și omologată undeva la începutul anilor 80 la Institutul din Nancy, din Franța, când profesor sau pe atunci șeful rezidenților doctorul Metezo a descris tehnica de stabilizare a fracturilor printr-o metodă de osteosinteză elastică. Deci, practic, este un montaj stabil elastic. Și asta a venit cumva ca o noutate față de ceea ce se folosea înainte, ca și la adulți, osteosinteza rigidă, adică fixarea rigidă a osului pentru a asigura vindecarea lui. Această tehnică are multiple avantaje și de aceea a fost cumva și necesară apariția ei. De la o vindecare mult mai rapidă, la o perioadă de imobilizare mult mai scurtă, care este clar un avantaj imens, mai ales pentru psihicul copilului. Este foarte greu să imobilizezi gipsat un copil și să-i explici că el trebuie să păstreze acea imobilizare și intactă. Nu în ultimul rând, costurile care sunt reprezentate de zilele de spitalizare, plus acum, na, în era noastră, părinții nu-și mai permit să mai stea acasă, fie că sunt părinți singuri sau chiar familii cu ambii părinți care lucrează și nu pot să stea să supravegheze copilul care este imobilizat pe o perioadă prelungită. Nu mai discutăm de tot ce înseamnă evoluția ulterioară a cazului. O fractură fixată cu tije elastice, despre ce discutăm, nu lasă cicatrici minime. Deci lasă cicatrici minime, asigură o vindecare osoasă mult mai rapidă și o remodelare osoasă mult mai bună, care sunt clar în avantajul unui copil, pentru că la copil discutăm de o evoluție a osului, de o remodelare, de un lucru în perspectivă. Asta ar fi pe scurt avantajele. Da, bine, e un tratament tot cumva pe partea de chirurgie, adică tijele alea trebuie introduse cumva și... Intervenția este chirurgicală, să zicem ca și definiție, dar de ce se numește minim invaziv? Contrar de, sau na, în opoziție cu tehnicile clasice, unde deschideam efectiv, să zicem, la antebraț, focarul de fractură, unde era disponibilitatea, da, osoasă. Acum facem doar o incizie de introducere a tijelor, undeva distal, de aproximativ 2 cm. Pe acolo se introduce tija în os și sub control fluoroscopic asta este una, să zicem, din problemele tehnice, din dezavantajele tehnice, atât pentru pacient cât și pentru doctor, pentru că se folosesc doze de radiații în sală. Bineînțeles, nu exagerăm, pentru că trebuie să avem siguranță atât pentru noi cât și pentru pacient, dar asta, zicem, ar fi singurul dezavantaj. Și sub control radioscopic vedem exact poziționarea tijei intraosos, reducem ortopedic, deci închis, focarul de fractură și apoi fixăm tija pentru a asigura montajul stabil elastic. E, cred că, mult mai simplu acest tratament, nu? Chiar și pentru medici, chiar și pentru pacienți. Pentru medic este mai simplu din punct de vedere al evoluției cazului, pentru că și noi ca... Sunt rezultate probabil mult mai bune. Sunt rezultate mai bune, mai rapid. Asta este important. Noi câștigăm timp, câștigăm încrederea părinților și asta este foarte important, pentru că un părinte nu poate să resimtă exact ce simte copilul, să o vede doar că este imobilizat, că nu se mai termină
tratamentul, că eventual trebuie să mai aștepte, pentru că sunt unele fracturi care se consolidează mai greu. Nu toate fracturile și nu toți indivizii reacționează și se vindecă la fel. Și trebuie pe toate planurile să ne creăm avantaje, să câștigăm timp. Ce voiam să vă spun de partea asta cu tijele elastice. Deși le introducem sub control scopic, așa, bineînțeles, ne purtăm atât și pe pacient, punem șorțuri de plumb. Deci, totuși o protecție există și este obligatorie, în principiu. Bine, nici nu ne făceam griji din punctul acesta de vedere. Păi, vedeți, nimeni nu-și face griji pentru noi. Nu, în sensul că sunt convinsă că vorbim cu profesioniști, cu oameni dedicați, cu oameni care își fac meseria așa cum trebuie și, clar, nimeni nu ar pune viața în pericol atât personal cât și a pacientului, mai ales dacă vorbim de domeniul medical. Este vorba de tehnici omologate, dezvoltate în timp și care au dezvoltat un protocol standard. Așa este. De când spuneați că a apărut acest tratament, mă refer pe zona de Iași, că așa în Franța cred că are câțiva ani buni. În Iași se practică sporadic, în funcție și de materiale de osteosinteză. În principiu se folosesc mai mult materiale rigide, pentru că sunt uneori sunt mai ieftine, alteori sunt mai la îndemână. În funcție și de firme. Aici este o întreagă birocrație pe care nici nu o stăpânesc foarte bine și nici nu vreau să... În funcție de furnizori, probabil. În funcție de furnizori. În principiu se practică de aproximativ, să zic, 5-10 ani, dar este o chestiune sporadică, nu este îmbrățișat ca și standard. Și de aceea nu toată lumea poate beneficia de acest aspect. De aia am încercat la Arcadia să vorbesc și având susținerea și până la urmă forța lor financiară să realizez un program care să folosească exclusiv acest tip de tratament și de curând am reușit să fac un program de primiri urgențe, ceea ce nu se făcea la Arcadia, undeva în afara programului meu de lucru, prin solicitare telefonică să vin de acasă și să tratez copiii în caz de urgență. Așa, în caz de urgență, în sensul în care copilul, dacă o seară la ora 10 a căzut, s-a lovit, el poate, părinții pot suna și pot veni pe bază de programare. Da, părinții sună în call center-ul Arcadia, eu sunt anunțat, câteva detalii câte pot fi obținute telefonic și apoi ulterior la consultație, consultul, o radiografie și eventual tratamentul dacă se impune. Dacă se ajunge la necesitatea unui tratament intervențional, pacientul este internat, se iau toate analizele, se face protocolul standard chirurgical și se rezolvă fără niciun fel de probleme în condiții optime. Cum de v-a venit această idee sau de unde această inițiativă? Că bănesc că ați avut un punct de plecare pentru inițierea acestui program. Ca și rezident, când intri în meserie, să zicem, tot descoperi fel de fel, descoperi cum ar veni, cum spunea și profesorul Aprodu, cel cu care am lucrat la Sfânta Maria, descoperi medicina cu ochi mirați și observi lucruri din ce în ce mai noi sau mai inovative sau care îți pot ușura munca și îți pot duce la cazurile la un rezultat mult mai bun și încerci pe cât posibil în funcție de resursele care sunt la dispoziție să le pui în aplicare. Și de aceea, văzând că resursele totuși n-ar fi atât de importante sau n-ar fi atât de greu de obținut, am încercat să fac o chestie care este cumva la îndemână, să tratez fracturile care sunt mare parte din traumatismele și apoi fracturile, mare parte din patologia și traumatologiei și ortopediei pediatrice. Și încercând să acord atenție acestui segment, am găsit din ce în ce mai des și în ce în ce mai mult în literatură descrise aceste tehnici pentru fel de fel de fracturi,
din ce în ce mai tehnici modificate de la tehnica inițială, care răspund sau pot fi folosite pentru fel de fel de leziuni de genul ăsta. Așa este și sunt destule tipuri de fracturi și leziuni, poate să vorbim puțin mai târziu. Cum vi se pare că a prins acest program? De cât timp l-ați înființat? Programul este foarte nou. Practic este lansat de pe 20 luna aceasta. Deci am înțeles. 10 zile, 9 zile. Este valabil și sâmbăta. Acum suntem într-un proces de implementare, de tatonare. Încercăm să-l facem cunoscut. Foarte multă lume încă nu știe, vă dați seama. Și să le oferim o alternativă părinților care își doresc să obțină o a doua părere sau să vină direct la noi. La tratament eventual, pentru că cred că sunt multe cazuri care vin direct la sigur să beneficieze de tratament până... Să știți că totuși este destul de variată gama de dorințe a părinților, pentru că nu vin doar din Iași. Iașiul este un centru care deservește întreaga zona Moldovei. De exemplu, județul Vaslui nu are ortopediatru în întreg județul. Mai sunt la fel, Botoșani, Suceava, care mai trimit, Suceava mai puțin, totuși acolo se mai lucrează. La Neamț, într-adevăr, se mai lucrează și Bacău, dar sunt destul de multe cazuri care preferă Iașiul direct. Consideră că e un spital mai mare sau centre mai importante sau să medici mai bine pregătiți. Indiferent de motivele pe care le au, vin clar pacienți care vin ori direct pentru diagnostic, ori, cum am spus, pentru a doua părere sau pentru o alternativă la tratament. De multe ori sunt trimiși direct la Iași pentru că sunt, mai ales în orașele sau în județele alăturate Iașiului, iată că nu sunt spitale la anumite standarde, mai ales pentru copii, dacă e să ne referim. Într-adevăr, sunt resurse limitate, chiar mai limitate decât la noi. Așa este, noi ne bucurăm acum că, iată, avem și spital de copii, avem și la spitalul la care lucrați aceste oportunități și resurse și e bine că avem măcar unde pe ce să punem mâna, cum s-ar spune. Pentru că ne-ați povestit de acest program, vreau să discutăm un pic și de tratament. Ne-ați spus așa pe larg despre ce este vorba. Tijele acestea elastice sunt greu de procurat. Spuneați că cu furnizorii aveți discuții tot timpul. Tijele sunt relativ ușor de procurat. Practic se lucrează din ce material sunt? Pot fi fie din oțel, fie din titan. Variază și după preferința medicului, dar și după tipul de fractură și vârsta pacientului ce alegem. În principiu, ca orice material de osteosinteză, se poate procura prin regim de licitație. Adică firmele sunt acum destule firme care fie produc, fie doar distribuie acest tip de materiale, aceste tipuri de materiale și prin ofertele pe care le fac se poate decide achiziționarea truselor sau doar a tijelor individuale. Adesea sunt luate truse în custodie care conțin tot instrumentarul necesar pentru intervenție și doar se completează la truse. Deci, cumva, când stai să te gândești tije elastice, nici nu te-ai putea gândi că ar fi din titan sau din... Da, termenul de elastic este folosit pentru a, mai mult pentru a defini tipul de osteosinteză pe care îl facem. Ele nu sunt elastice, să zicem, ca guma. Ele sunt elastice în sensul că dau o rigiditate, dar mai redusă decât o placă, de exemplu. O placă care cu șuruburi fixează rigid un os. Deci, clar, osul acela va sta țeapăn în poziția în care îl pui. Aici noi tensionăm tijele, le îndoim într-o formă de semicerc și tensionând una împotriva celelalte, se creează o stabilitate, da? Care ideal se află exact la nivelul focarului de fractură. Și astfel se creează forțe de mini mișcări de contracție și distracție în focar, care asigură o vindecare mai rapidă și grăbirea vindecării.
O să discutăm și despre, iată, asemănări, deosebiri între tratamentul clasic și, iată, acest tratament. Deci, cumva, e de preferat, mai ales din partea medicilor, acest tratament minim invaziv? Aici este greu de spus, pentru că sunt unii medici care preferă tratamentul clasic. Pentru că, până la urmă, cel mai bun tratament sau cel mai bun tratament pe care îl practici tu este cel pe care îl știi cel mai bine. Pentru că dacă pui pe cineva, îi explici, iar ți-o dată, sau na, îi explici că trebuie așa se face de acum. Nu poți să-l convinzi sau să, el nu poate să-ți arate că din prima o va pune perfect și va fi de acum standardul lui. Este o curbă de învățare, ca la orice tehnică, trebuie și bunăvoință, dar din punct de vedere al literaturii și al standardului la nivel mondial, aceasta este tehnica recomandată. Acum, ideea este să cumva să se rezolve problema, fractura. Dacă tot ceea ce este la îndemână este osteosinteza rigidă sau clasică, asta se va folosi, pentru că trebuie rezolvat. Nu putem să lăsăm să amânăm la nesfârșit sau în centrele cu resurse limitate să fie amânate fracturi care pot ulterior dezvolta riscuri vasculare sau infecții, poate, nervoase, infecții, consolidări vicioase. Trebuie cumva să le asigurăm sau trebuie acolo asigurat un minim tratament. Deci trebuie ceva de... Ideea este că tehnica clasică nu este greșită, este doar, să zicem, are niște limitări, da, față de această tehnică cu tije elastice. Revenind puțin la blocan, spuneți că doar de câteva zile este pus pe roate. Ați avut deja solicitări? Avut doar câteva solicitări. E bine, că mai ales că sunteți la început, e minunat. De acum încolo va veni evalul de... Asta a fost și ideea, ca încet, încet să se pună lucrurile pe roate. Clar, nu va fi totul perfect din prima, dar colaborând și văzând de la caz la caz, vedem ce mai trebuie implementat, ce mai trebuie completat și ce resurse mai trebuie adăugate. Ideea este că mă bucur de bunăvoință și de susținerea celor la Arcadia, ceea ce înseamnă destul de mult. Și disponibilitatea pe care o arătați, că, iată, nu cred că sunt foarte mulți medici care ar fi ales să facă asta în locul dumneavoastră. Adică trebuie să ai un pic de disponibilitate să mergi la ora la care ești solicitat la spital. Dar dedicarea cred că e punctul cheie. Cred că sunt totuși destul de mulți colegi care ar face asta, pentru că noi suntem obișnuiți cu gărzile, suntem obișnuiți cu un program haotic, să zicem. Și, asta e cumva viața noastră de ceva timp. E de apreciat, mai ales că și medicii au și ei familii, ca și celelalte persoane, deci e clar că trebuie să vă împărțiți între casă și serviciu și atunci sunteți de apreciat pentru ceea ce faceți. Chiar să salvați o viață pe de o parte și pe de cealaltă parte, clar trebuie să aveți grijă și de familie. Și e mare lucru, într-adevăr. Aceste cazuri care s-au prezentat au fost mai deosebite sau fost doar pentru... Nu, din păcate au fost cazuri relativ simple, care au venit pentru schimbarea imobilizării, pentru a mai cere o părere în sensul de diagnostic sau de alternativa tratamentului. Pentru că, cum v-am menționat și mai devreme, un copil, mai ales un copil mic, sub vârsta de 5 ani, care necesită o imobilizare, o suportă destul de greu. Părinții, clar, o suportă la fel de greu, pentru că nu, copilul devine mult mai dependent de părinți, mult mai agitat, mult mai mofturos și creează un stres în plus în viață. De aceea ei caută o soluție. O variantă mult mai rapidă. Dacă există altă variantă, în orice fel să se rezolve, să scape de ghipsul respectiv. Din păcate, de multe ori nu există soluția asta magică. Și tot tratamentul acesta clasic, dar bun, este cel mai recomandat. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim aici și continuăm discuția noastră legată de tratamentul minim invaziv.
Ne-am întors în studio la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit din diverse motive să fiți alături de noi în prima parte, vă spun că invitatul meu din această ediție este domnul dr. George Maftei, este medic specialist în ortopedie pediatrică și discutam noi în prima parte despre tratamentul minim invaziv al fracturilor membrelor la copii. Am aflat noi ce presupune acest tratament, dar am promis celor de acasă că discutăm și despre diferențele între tratamentul clasic și iată acest tratament nou. Să iau ca exemplu pentru a fi cât mai, să zicem, pentru a explica cât mai ușor, o fractură la nivelul antebrațului, pentru că sunt practic cele mai comune fracturi la copii. O fractură la nivelul antebrațului, în mod clasic, deci o fractură chirurgicală și necesită intervenție, s-ar fi operat cu incizie la nivelul focarului, curățarea hematomului fracturat, pentru că osul sângerează atunci când se rupe, se creează acolo un hematom. Acesta este curățat, se pun oasele cap la cap și se broșează, se pune un material centromedular, deci prin mijlocul osului, din oțel, care vine undeva, iese prin piele, undeva la nivelul pumnului, pentru radius și undeva la nivelul cotului pentru cubitus, pentru ulna, sau la fel la nivelul pumnului. Ideea este că un impediment este că adesea se blochează articulația pumnului. Adică broșele, materialul care iese din os, din piele, sau care nu neapărat iese din piele, dar este pus pentru fixarea osului, poate să blocheze articulația pumnului. Pentru că este ceva în plus la nivelul articulației. În al doilea rând, evacuarea hematomului fracturar este o întârziere a consolidării osoase. Practic, acolo începe vindecarea. Hematomul, sângele respectiv din focar, se calcifică și este primul pas spre vindecare. Deci noi, practic, întârziem când este necesară intervenția directă în focar, lezarea periostului, evacuarea hematomului, toate sunt fenomene care întârzie destul de mult vindecarea osoasă. Materialul de osteosinteză introdus. Acum, fie că este o broșă clasică de oțel, fie că este o tijă elastică, la o fractură de treime medie de antebraț, cele care sunt cel mai des de operat, necesită sau trebuie ținute înăuntru, în os, circa 5-6 luni. Cu atât mai greu este când materialul blochează articulația, pentru că este un risc mare de refracturare, de asta le păstrăm atât de mult timp. O altă problemă, bineînțeles, cicatricile. Pentru că la copii discutăm de o cicatrice poate mică, când copilul e mic, dar crește. Și au tendința foarte des de a dezvolta cicatrici hipertrofice, adică cicatrici care se măresc, atât în lungime, da. Și care sunt destul de inestetice. Deși toți cu care am operat și colegii de la stat fac suturi cât mai frumoase, nu fire separate, fac suturi foarte, foarte frumoase. Problema este că la copii, într-adevăr, ei cicatrizează destul de inestetic. În ceea ce privește tijele elastice, cum vă spuneam, focarul rămâne închis. Sau cel puțin acesta este idealul. Aceasta este ideea de minim invaziv. Se intră undeva lateral, deci nu se abordează deloc articulația, nu se abordează deloc cartilajul de creștere. Revenind la tehnica clasică, penetrează atât cartilajul de creștere cât și articulația. Da? Aici, cu tijele elastice, evităm cartilajul de creștere și articulația. Tija intră sub control scopic și nu mai apare, deci nu mai părăsește osul, nu mai revine în tegumente și așa mai departe nicăieri. Rămâne acea incizie de circa 2 cm, care e undeva într-o poziție mai retrasă, nu este la mijlocul antebrațului, poate fi ușor acoperită de brățară, ceas și așa mai departe. Și hematomul rămânând intact, asigură clar vindecarea mult mai rapidă. Plus că acest tip de osteosinteză elastică, care asigură distracția și contracția în focar, face ca periostul să creeze mult mai mult, periostul fiind învelișul osului, mult mai mult calus. Și calusul fiind osul nou format, care asigură vindecarea osului.
Și avem ocazia să constatăm undeva la 2 săptămâni semne de vindecare. Practic, la o tehnică clasică, unde folosim o osteosinteză rigidă cu broșă care fixează rigid osul, trebuie să purtăm o imobilizare gipsată undeva în jurul a 4-5 săptămâni, da? Care să împiedice mișcările articulare și să ajute la vindecarea osului. În timp ce la osteosinteză elastică, imobilizarea gipsată este exclusiv antalgic, se uzează de ea foarte puțin postoperator, undeva la o săptămână, 10 zile, și apoi mișcările sunt lăsate libere. Marele, imensul avantaj pe care îl oferă tijele elastice este totuși la membrele inferioare, la tibie și la femuri, pentru că tratate clasic cu plăci sau cu șuruburi, cu materiale rigide, v-am spus, se întârzie foarte mult vindecarea osoasă și trebuie menținut foarte mult imobilizarea. Mențin o imobilizare foarte mult, obții o rigiditate la genunchi, la gleznă și plus o atrofie musculară. Toată lumea știe când se scoate gipsul, membrul este mai subțire, deoarece musculatura, nefiind uzată, intră într-o stare de hipotrofie. Așa, cu tijele elastice se poate relua mult, mult mai repede sprijinul. Cu siguranță este un avantaj, iată, acest tratament, așa cum spuneați, mai ales în cazul membrelor inferioare. Cred că am mai și spus și în prima parte, nu că ar fi de preferat acest tratament în rândul medicilor, dar cred că e mult mai simplu la copii și dacă vorbim de copii cu vârste foarte mici. Păi gândiți-vă, la copii înainte, tratamentul era, de exemplu, o fractură de femur, discutăm, de a pune copilul în tracțiune, în spital, săptămâni de spitalizare, urmat de imobilizare în aparat gipsat, care vine de undeva de deasupra, de la nivelul toracelui, care ar fi menținut și asta câteva săptămâni acasă. Deci este un stres imens și atât asupra părinților și are și un impact psihologic foarte mare asupra copiilor. Da, așa e clar și știm prea bine că părinții întotdeauna se îngrijorează la o astfel de problemă a unui copil, pentru că, na, e clar, nu suportă ca adultul durerea, nu suportă ca adultul toată această perioadă care este cumva stresantă. Părinții și mai ales bunicii, să știți că sunt citate ca și complicații în literatură la varii fracturi, scurtarea perioadei de imobilizare la domiciliu, pentru că datorită presiunii bunicilor sau a părinților, uitați, copilul strânge, plânge, îl doare, se întâmplă ceva, se scoate imobilizarea acasă și se pierde tot rezultatul, ajunge la un rezultat complet nesatisfăcător. Deci, asta este ideea, nu te poți baza tot timpul pe complianța părintelui, care nu este doar, empatizează, poate chiar mai mult decât trebuie cu copilul, sau nu mai mult decât trebuie, mai mult decât este gravitatea fracturii. Și pot deveni, până la urmă, un factor negativ în tratament. Așa este. Vreau să discutăm puțin și despre tipurile de fracturi, pentru ca cei de acasă să înțeleagă când intervine rolul acestui tratament, că bănesc că nu în toate tipurile de fracturi se folosește tratamentul acesta. Nu, în niciun caz. Ca și ortopezi pediatri, încercăm să fim cât mai puțin invaziv, cât mai conservatori în ceea ce privește tratamentul pacienților noștri, pentru că putem face mai mult rău decât bine dacă suntem prea agresivi cu tratamentul. Se apelează la tratament chirurgical la fracturile oaselor lungi. Deci discutăm aici de tratamentul cu tije elastice. La fracturile de oase lungi, cum ar fi oasele antebrațului, humerusul, femurul, tibia și uneori mai folosim și pentru metacarpiene, atunci când, prin reducere ortopedică, adică fără osteosinteză, fără a tăia pielea, fără a interveni chirurgical în vreun fel, prin reducere ortopedică, nu se reușește sau nu este vreo șansă de a repoziționa osul. Asta apare fie când
se interpun anumite structuri, precum mușchi sau periost, fie când sunt fracturi deschise, sau leziuni neuromusculare, fracturi comminutive, adică osul are multiple traiecte de fractură, fracturi cu traiecte instabile, foarte lungi, care nu pot fi, deși pot fi repoziționate, nu pot fi menținute în poziție corectă. Cam astea ar fi principalele indicații. Deci, oricum sunt destule fracturi unde putem aplica acest tratament, dar cu siguranță în sprijinul pacientului și clar în vindecarea foarte rapidă, că unii cred că și își doresc să se vindece cât mai repede. Din păcate sunt destule, mai ales în perioada verii, când copiii, știm, sunt în vacanță, ziua este foarte lungă, au foarte multe activități care pot da naștere unor situații, contexte traumatice. Exact. Copaci, fotbal, biciclete și așa mai departe. Și cred că vă sunt des întâlnite aceste explicații, nu? Din partea părinților. Vă dați seama că când au început să iasă primele fructe în copaci, începe să fie coadă distracția. La traumatologie. Putem face o recapitulare a avantajelor acestui tratament, ca să înțeleagă și de acasă. Noi chiar din prima parte am adus în discuție avantajele. Deci principalele avantaje ar fi faptul că este minim invaziv, deci o cicatrice mică. Foarte mică, exact. Faptul că se vindecă foarte rapid și automat prin vindecare foarte rapidă înseamnă reluarea mișcărilor mai rapidă, imobilizare, perioada de imobilizare scurtă, reluarea activităților cotidiene și activităților sportive, dacă e necesar, mai rapidă și perioada de spitalizare scurtă. Știu că poate pare așa banal să întrebăm care ar fi cauzele fracturilor. E clar, unii copii din neatenție pot ajunge la spital cu fracturi din neatenție. Însă pot fi cazuri care ajung la spital cu aceste fracturi fără să fi făcut ceva anume? Din păcate sunt cazuri în care au o fragilitate osoasă crescută. Acum nu discutăm de bolile care dau această fragilitate. Da, și cred că e clar că poate, nu știu, din neatenție calci strâmb sau ceva, se poate întâmpla sau efectiv răsucești mâna și... Ceea ce am observat, nu neapărat doar eu, dar și colegii cu mai multă experiență, colegii mai în vârstă, este că contrar studiilor sau contrar literaturii ce descrie acest segment din trecut, apar fracturi la vârste mult mai mici. Fracturi ce nu ar fi trebuit să apară pentru că la vârste mici osul are o elasticitate foarte mare. Elasticitate ce îi conferă o amortizare a unor traumatisme. Ei, acum apar la 2-3 ani vârstă niște fracturi foarte dificile, fracturi care se... rezolvă exclusiv chirurgical și care nu au o explicație clară. Sunt studii în curs care investigează impactul a unor alimente care nu sunt atât de bune din punct de vedere nutrițional și posibil asta să dea fragilitatea osoasă sau nu neapărat o fragilitate, dar o consistență osoasă atipică, deci, care poate duce la fracturi de genul ăsta. Mai sunt și cazuri atipice, nu doar cele clasice, iată, la fotbal sau în... Da, fără îndoială, un traumatism minor poate duce la o fractură extrem de urâtă, de dificilă și care poate lăsa sechele, din păcate. Cu siguranță, cred că nimeni nu e bucuros să ajungă la spital cu o chestiune de genul acesta, mai ales când știi că nu a făcut nimic copilul acela și deodată așa s-a trezit peste noapte că iată, are o problemă destul de complicată. Păi da, seama este foarte, foarte dificil pentru un părinte, mai ales când observi principalul semn de alarmă, când un membru este strâmb, este complet atipic poziții fiziologice la propriul copil. Nu știi ce să faci, îl duci la medic, nu știi ce s-a întâmplat. Medicul are tendința să nu te creadă, bineînțeles. Cum poți să-mi spui că el a căzut din pat de la jumătate de metru?
au uitat că se întâmplă. Chiar sunt cazuri care ajung la operație dintr-un traumatism minor. V-a impresionat vreun caz în mod special pe parcursul? Relativ recent, să zicem, a fost un caz, un accident rutier. O fetiță cu fractură la nivelul femurului bilateral, deci ambele femure rupte, care a necesitat intervenție chirurgicală. S-a propus inițial varianta clasică. Am reușit cumva să-l conving pe medicul care se ocupa inițial de caz să colaborăm și să facem o osteosinteză elastică. În primul rând pentru a reuși să-i oferim mult, mult mai rapid reluarea mersului și reluarea sprijinului. Deci o fractură bilaterală de genul ăsta, tratată clasic, ar fi însemnat undeva aproape de jumătate de an de stat în pat. Și apoi o reluare progresivă a mersului, extrem de dificil, o evoluție extrem de dificilă. Și am reușit, deși a fost mai lung ca și timp intervențional, deci o operație mai lungă, pierzând câteva ore, noi a câștigat ea câteva luni pentru a relua sprijinul și a se vindeca mai repede. Până la urmă e extrem de greu pentru un copil să piardă o lună, să stea în pat o lună. Pentru adult poate mai înțelege, poate este mai copliant sau poate realizează că s-a întâmplat ceva foarte grav și trebuie să stea în pat. Pentru un copil, când vede alți copii că se joacă și el trebuie să stea în pat, este extrem de traumatizant. Și mai ales la ambele picioare. Mai ales la ambele picioare, exact. Și acum discutăm despre o perioadă de, iată, de pauză de o lună, două, dacă ați mers pe acest tratament? Acum o urmărim. Deci a fost urmărită lunar. De fapt, la o lună și la trei luni, să vedem cum se vindecă osul, cum apare consolidarea osoasă. Undeva la trei luni a reluat mersul, sprijinul l-a reluat după o lună, dar parțial și cu cârje. La trei luni a reușit să reia mersul și undeva la șase luni s-au suprimat material de osteosinteză. Adică a fost suficient de vindecat osul ca să putem să lăsăm fără. Rezultate bune. Un rezultat chiar foarte bun. Pentru cei care poate nu știu și sunt părinți și se întâlnesc cu diverse situații, de exemplu în cazul fracturilor închise, că la astea nu prea îți dai seama, sau la, nu știu, leziunile care nu sunt atât de grave, când ar trebui să se prezinte părinții la spital sau cum ar trebui să-și dea seama? Bine, cred că e durerea care clar e un semn de întrebare. La copil să știți că este uneori foarte înșelător, mai ales la copiii sub 5 ani. Deci iau un prag al durerii foarte înalt. Sunt foarte ușor distrași de o jucărie sau de un joc. Și uneori chiar și cu fractură i-am văzut ridicând mâna cu fractură de claviculă, cu fractură supracondilară de humerus, mișcându-se ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. În schimb, se observă clar o schimbare în comportamentul lor cotidian. Pentru că ba la un moment dat refuză să folosească mâna, ba nu se sprijină cum trebuie piciorul cu probleme, ba dimineața sau seara, că atunci apar cel mai des semnele clare, pentru că se opresc din joacă sau obosesc sau în sfârșit e un moment de repaus unde resimt durerea sau își aduc aminte că îi doare ceva. Deci principalele semne la o fractură care, zicem, nu are o exprimare clinică clară precum modificarea reliefului osos, este refuzul de a folosi membru respectiv, însoțit de acuze dureroase și, în cazurile mai grave, poate să apară acolo și tumefacție, adică umflarea, roșeața, orice fenomen inflamator. Asta poate să fie un pic un semn de infecție, pentru că ăsta este un risc destul de neplăcut la copil, spre deosebire de adult, au un risc mai mare de infecție, chiar și de la o contuzie, deci nu neapărat de la fractură. Poate să facă o infecție osoasă, care este extrem de greu de tratat și extrem de greu de vindecat. Și pentru cazurile care nu au probleme, când ar trebui să facă o vizită la ortopedul, pediatru, iată, dacă ne referim la copii? Întrebați doar de un control de rutină. Un control de rutină, exact. Din fericire sau din păcate, sunt
extrem de multe cazuri, extrem de mulți părinți, mai ales îmi place să-i spun sindromul primului copil. Părinții care au un singur copil, când începe să meargă, nu merge bine. Niciodată copilul nu merge bine. Sau Pampers-ul îi incomodează, nu? Îl incomodează, are picioarele strâmbe, ține piciorul așa. Copiii au foarte multe forme de normal. Și la fel mi-aduc aminte de o vorbă de a profesorului Aprodu, că legat de faptul că nu trebuie să intervenim asupra unui copil. Spunea dumnealui râzând că indiferent ce-i faci copilului, indiferent ce am făcut, copilul merge bine. Adică au o șansă să se vindece de la chestii care par anormale. Care par anormale, dar de fapt ele sunt o formă de fiziologic, o formă de normal. Adică un mers mai crăcănat, un mers cu piciorul rotit în afară sau pe vârfuri. Sunt foarte multe forme de normal care țin fie de o atitudine a lor, că așa li se pare lor că trebuie să meargă, fie de pur și simplu mersul pe care îl au în acea perioadă a vieții și care se, cu creșterea se dezvoltă și absolut nu are nicio formă patologică. În mod normal, noi până în vârsta de 5 ani discutăm doar de probleme malformative congenitale sau de sindrom. În rest, e totuși mult mai bine devenit de cerut o părere pentru liniștea sufletească a părinților și a nu interveni asupra unui copil, pentru că am avut și cazuri în care li s-a recomandat încălțăminte ortopedică unor copii sănătoși și nu aveau nevoie și nu este ok, pentru că încălțămintea ortopedică fixează și blochează cumva piciorul într-o anumită poziție și nu permite dezvoltarea musculaturii normale. Adică un copil poate are un picior mai grăsuț, sau cum toți copiii au o pernuță de grăsime, au impresia asta falsă de picior plat, este tratat din popor cu o gheată de asta ortopedică și nu mai dezvoltă acolo musculatura, nu se mai dezvoltă normal și piciorul acela poate deveni dependent toată viața de tratament ortopedic. Deci, cumva, trebuie făcută o vizită la medic după ce copilul începe să meargă pentru a fi liniștită mămica, dar nu e până în 5 ani, deci nu e nimic... Deci, pe scurt, este mult mai bine să vii degeaba decât să stai acasă și să zici că sigur nu are nimic. Asta e clar, asta e un motto, o lege. Dar, în schimb, nici să fie prea îngrijorat să fie... Să exagereze cumva. Da. Ideea este că foarte probabil este să fie totul ok, dar cel mai bine este să discuți cu un profesionist să ai o confirmare. Pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție și vreau să ne întoarcem un pic la tratamentul acesta, câteva recomandări pentru părinți, eventual dacă e necesară o recuperare. Știm că se fac exerciții speciale, să spun așa, pentru partea de recuperare. Unul din marele avantaje ale noastre ca și ortopezi de copii este că pacienții noștri se recuperează foarte bine de la sine. Rare ori, doar, să zicem, adolescenții sau tineri adulți, cum sunt cei de 17-18 ani, necesită kinetoterapie sau orice formă de recuperare post-imobilizare, post-chirurgicală, post-operatorie. În schimb, ce am observat și ceea ce este și documentat în literatură, articulația cotului este clar cea mai pretențioasă și o imobilizare chiar și de scurtă durată, chiar și la o fractură, chiar și la o contuzie, deci fără fracturarea osului, poate duce la o redoare articulară care să blocheze puțin cotul și aceea, să zicem, ar avea nevoie de o recuperare, dar în foarte marea majoritate a cazurilor, recuperarea este completă, chiar și la cazurile chirurgicale. Am aflat așa de multe informații frumoase și importante pentru noi toți. Vă dorim succes cu acest program pe care, iată, l-ați lansat de câteva zile. Sperăm să meargă ca pe roate și să veniți să ne povestiți cum funcționează. Vă mulțumim tare mult pentru prezența la Școală și Sănătate și vă mai așteptăm aici. Eu vă mulțumesc foarte mult și mi-a făcut plăcere. Și nouă. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și ne revedem miercurea viitoare de la aceeași oră. Pe curând!
Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.